Iată, iarăși, aceleași bolte de-astea islamice. E foarte mișto palatul și sunt foarte multe zone care sunt păstrate de prin diferite secole, începând chiar din secolul 10. Iată, aici e cărarea pe unde am urcat, acolo e Alcazaba și aici e zona centrală a orașului Malaga. Gabriela a găsit un culoar aici și se poate coborâ fix pe zidul cetății. Iată cât e de înalt și aici mare. Wow. Cred că facem rota. De acolo am pornit, am venit așa până aici și acum continuăm așa ca să terminăm turul acoperișului bisericii. Bună dimineața, este 13 decembrie și iarăși am prins o zi frumos însorit aici în Spania, în Malaga. Mergem astăzi să vizităm Palatul Alcazaba și Castelul Gibralfaro. Le-am tot văzut zilele astea pentru că sunt fix aici lângă cazarea noastră la 200-300 de metri, doar că pur și simplu n-am apucat încă să le vizităm, am avut altele. De azi începând o să vizităm tot felul de chestii de aici din Malaga. Palatul Alcazaba, cel care aici în stânga mea, este un palat fortificat. Început prin secolul al X-lea și terminat prin secolul al XV-lea, o construcție islamică. Alcazaba, prin traducere, ar fi citadel sau citadelă. Vine din arabă, Alcazbah îi zice în arabă. Aici e și teatrul roman lângă. Teatrul roman de lângă este din secolul I, e destul de bine păstrat, dar nu e așa mare ca altele pe care le-am văzut. Iar în continuarea palatului este practic castelul Gibralfaro. Unde e castelul acum? A existat prin secolul XI-XII pe niște construcții, dar așa cum vedem noi practic castelul, a fost ridicat de prin secolul al XIII-lea. Se află sus pe dealul sau pe muntele cu același nume, adică Gibralfaro. Cel mai înalt punct este la 130 de metri deasupra mării. Noi aici suntem fix lângă mare, deci putem ajunge și la zero, evident. Castelul a fost construit începând cu secolul XIV de către Iusuf I pentru a întări fortificațiile orașului Malaga ca să nu intre spaniol, pentru că aici în jur era înconjurat de spaniol pe vremea aceea și ca să nu intre ei peste Arabia aici în Malaga. Practic aici au existat construcții încă de prin 770 înainte erei noastre, de când au venit fenicienii, doar că de-a lungul timpului s-au construit tot felul de fortificări peste, de către tot felul de popoare care au fost pe aici. Intrarea în cele două construcții, în castel și în palat, costă 5,50 € de persoană. Am luat aici un bilet pentru 3 persoane pentru că și Rareș este cu noi. Ieri ar fi fost gratis, duminica e gratis, doar că n-am știut, am aflat aseară, când era prea târziu. Da, uite ce fain se vede și aici putem vedea influențele islamice. Arcosta are aceeași formă pe care au avut-o și clădirile pe care le-am văzut în alte locuri, cum ar fi în Zaragoza. În secolul al XIV-lea, Iusuf cel din tâi a interconectat palatul și castelul de sus prin niște ziduri fortificate duble, doar că în momentul de față acelea sunt închise, așa că noi o să ne plimbăm aici prin palat, iar după ce am terminat o să ieșim și o să trebuiască să intrăm separat în castel. Deci iată ce frumos se vede, acolo e portul pe unde ne-am plimbat noi, acolo e portul industrial și aici este primăria. După blocurile alea se continuă paleza. De aici se vede și în direcția cealaltă, uite, cum zice la aia, Bullring, arena de tauri, nu știu cum se zic. De Corido. De Corido, da. O găsi Rareș aici, o... Mamă. Mă rog, cineva pe copilul ăla. O găsit un bar aici, așa că de ce să nu ne oprim la o cafeluță și o beroasă de, așa, cinstită. Cu o priveliște de milioane. Bă, ce faci, se vede de aici așa și sub copaci, că ăștia da. Sunt sub copaci. Da, e foarte tare. Ce barul unde am băut o cafeluță și o bericică. Da, cred că ăsta îi. Cred că aici, în continuare, dacă ar fi deschisă partea asta, am putea urca în castel. Cred că de aici începe gardul. Aici e în exterior, acolo o să ne urcăm noi, pe aici se poate urca numai. Dar, într-adevăr, aici e capătul. Se vede aici, este zidul fortificat și pe aici, teoretic, s-ar putea urca până sus în cetate, dar în momentul de față va trebui să ieșim și să mergem aici pe lângă. Da, probabil aici undeva e cel mai înalt punct în care poți să ajungi de aici sau poate acolo. Acolo să mai poate ajunge de aici, se vede destul de mișto, again, și portul, primăria și aici e ăla de tower, cum zice, Corida, uite unde o să mergem noi imediat acolo sus. Ce mai fain aici, că fiind un palat, sunt foarte multe spații verzi aici. Tot felul de copaci, pomi, portocali, de toate.
partea superioară a palatului și uite ce scurgere și-o trântit oamenii ăștia aici. Și iată iarăși aceleași bolte de-astea islamice. Bă, ce mișto! Deci peste tot sunt boltele astea așa, islamice. Ia aici și-o trântit o vană. Cum ziceam și cu alte ocazii când am vizitat locuri de astea construite cu sute, chiar mii de ani înainte. Sunt foarte curios de cum era viața atunci și cum arăta locul atunci. Să mergem, că aici este închisă poarta. Teoretic de aici încolo s-ar continua zidul până sus, la partea de sus, la cetate. Iată cum e camera asta. Oh, uite ce fain e alea de acolo de sus. Așa. Alea așa, ce mișto. Bucată de cum era în secolul al XI-lea, așa era cum e bucata asta. Deci acele un fel de șemineu. Aici se făceau oare oalele de lut? Probabil. Uite, se văd aici temele islamice din secolul 10-11 aproximativ, deci așa arăta aici exact. Astea sunt păstrate din secolul 10-11. Aici ultima urcare, cred că încoace se vede centrul, da, oh, wow, biserica de aici din Malaga acolo. Și aici e zona centrală de jos. În direcția aia venim. Am crezut că se pot. Nu putem, pe ăla nu se poate ajunge aparent. Și aici jos, fix jos, se vede teatrul roman, amfiteatrul roman. Asta a fost. Am cam terminat cu Alcazaba. E foarte mișto palatul și sunt foarte multe zone care sunt păstrate de prin diferite secole. Începând chiar din secolul 10, sunt părți ale palatului păstrate. Nu foarte multe, dar sunt. Se găsesc. Cât să-ți faci o idee cum arăta pe atunci. Cred că era interesant. Cred că era interesant pe vremea aia. Hai să mergem să vizităm și castelul Gibralfaro. Începem ascensiunea spre Gibralfaro. Hai să vedem. Aici avem un pic de urcat, că cel mai înalt punct al castelului e la 130 de metri deasupra mării. Aici am fost, aici e palatul și acum mergem pe drumul de lângă palat pe care l-am văzut de sus. Și o să avem un pic de urcat aici, o să avem, dar nu este nicio problemă, pentru că ne plac plimbările. Nu neapărat urcările, dar plimbările. Și iată ce frumos se vede tot palatul încolo, adică fortificările din partea asta. Am început ascensiunea propriu-zisă. Suntem pe niște scări acum. Da, uite, aici am mers scările tot în zigzag. Păi am început să adunăm diferență de nivel destul de repede. Destul de abrupt aici, nu sunt scări. Cred că dacă plouă aici alunecă, oi, cu păpucii ăștia ai mei, nu am nicio șansă. A, e tot mai greu, trebuie să-mi dau jos și eu fâșul. Pentru că m-am încins maxim aici pe oricare. Am citit un review și scria: urcați-vă pe nu știu care parte, unde e umbră, ca să nu vă bată soarele pe oricare, și coborâți pe partea cealaltă, că sunt două locuri pe unde se poate urca. Ghiciți ce am făcut. Având în vedere că stăm blană la soare, urcăm fix pe partea pe care ne-a zis să coborâm. Asta este. Și aici e tot în zigzag drumul ăsta. Venim așa de acolo și urcăm aici mai departe. Și acolo iară facem curva și urcăm. Tot așa mi. Practic ce avem noi aici în partea stângă e zidul dublu de fortificare care face legătura între castel și palat. Și teoretic și între cele două ziduri, ăsta și cel de partea cealaltă, se poate urca. Doar că, cum am zis, zona aia e închisă publicului, deci noi nu putem urca pe acolo. Suntem destul de aproape deja de cetate, acolo sus se văd zidurile. Iar aici este un mirador, adică un punct de belvedere, de unde se vede frumos portul și o mare parte din orașul Malaga. Hai să găsim și noi un loc aici printre mulțime.
ca să privim înspre oraș. Iată, aici e cărarea pe unde am urcat, acolo e Alcazaba și aici e zona centrală a orașului Malaga. Toată zona asta până la biserică, biserica inclusiv e în zona centrală. Aici jos este primăria, iar acolo se vede portul industrial și aici portul, faleza pe unde ne-am plimbat. Și arena de toredori, de toridă. Acel mirador, am mai venit un pic și am dat de un hotel aici, deci dacă vreți să vă cazați, să stați deasupra Malagăi. Aici e locul unde să vă cazați, probabil e ieftin. Cum îi zice, ieftin ca Braga? E moc aici, e un fleac, nimic să fii deasupra orașului. Gata. Și mai urcăm un pic, nu se mai gata urcarea asta, unde naiba e intrarea? Da, uite cum ziceam, aici este Parador de Malaga Gibralfaro, hotel, restaurant, cafeteria și celebraciones. Așa, uite, aici este un fel de parcare. Și hai să intrăm, să vedem, acolo e antrum. Nu știu ce e, nu știu. Să fie local de aici, din Malaga? Să fie al Malaga. Nu știu, posibil, eu așa presupun că aia, primul steag e Andalusia, al doilea steag e a Spaniei și al treilea presupun că e Malaga. Și am ajuns aici sus, aici e intrarea, aici e nene care cântă. Și acesta, ca și palatul, e deschis de la 9 la 6 cu ultima intrare la 5 și un sfert. Dar noi avem deja biletul cumpărat de jos, deci o să intrăm cu acela. 5,50 € ne-a costat pentru amândouă de persoană. Gata, am intrat și în castel, hai să vedem cum e castel. Da, știu, am văzut. Da, este audio guide aici. Dacă sunteți curioși de istoria și pe care participa castelul respectiv al palatului, ce e, ceea ce ar fi fost poate pont, dar nu aveam noi răbdare. Este audio guide și aici și este audio guide și jos, este un QR code pe care îl scanați și vă dă aplicația direct. Și aici, direct într-o curte interioară, am intrat într-o grădină frumos cu plante și cu copaci. Hai pe tot, sus sunt steagurile. Hai să-l urcăm pe Rareș pe steag. Iată steagurile. Am ajuns sus la steaguri. Cred că mai sus de atât nu se poate. Cele trei steaguri, Andalusia, Spania și Malaga. Și aici este un fel de tot așa un punct de prevedere, de aici se vede chiar în toate direcțiile. Aici, zona asta e centrul. Stadionul Malagăi, acolo, până acolo am alergat. La am alergat mai. Da, până la cel mai nordic punct, la kilometru 28. 38, scuze. Ceva aproape pare de aici. Da, aici. Gabriela en Citadela. Frumos, dar de aici nu se mai vede așa frumos, pentru că e și vegetația asta care blochează practic priveliștea, deci de acolo, de la mirador, se vedea cel mai bine. Gabriela a găsit un culoar aici și se poate coborâ fix pe zidul cetății. Chiar idee foarte bună. Mergem pe aici și cred că putem să coborâm pe dincolo. Which is great. Înconjurăm măcar. A, uite, asta e de la hotel. Da, asta e hotelul. Aici cred că este o tot așa un bar. Suntem tot pe zidul cetății și aici practic înconjurăm curtea interioară pe din afară. Cred că se poate înconjura toată curtea, uite, aici, așa, pe zid. Pe zidul cetății. Da. Dacă am văzut și de jos cetatea, să vedem și de sus palatul, uite. Acolo e palatul și de pe zidurile lui am văzut în sus pe cetate. Și iată, aici putem vedea exact zidul dublu fortificat între palat și castel. Partea dreaptă și partea stângă. Asta e închis publicului, zona asta închisă. Aici o curte mare, aici se aduna populimea să facă scandal. Nu le conveneau taxele. Uite și aici se poate ajunge stânga până în bastionul acela. Băi, ce îngusteală pe aici. Mamă, câte încăpere aici, una, două. Și încă una mai măricică aici, trei. Se vede în afară. Este oraș.
îngustială. Am urcat pe bastion ca să am de unde cobor. Vai, parcă aici e și mai îngustă cărarea asta decât pe partea cealaltă. Acolo am venit înainte și aici e foarte îngustă. Mamă, deci e plin de trepte și totul e ba într-o urcare, ba într-o coborâre. Nu e ca și cum ai intrat în interiorul zidului fortificat și gata, ai plat totul, cum vezi în filme. Am ajuns aici, în locul ăsta, nu știu ce e aici, fel de piață, poate era, nu știu, intrarea, nu-mi dau seama. Aici cumva e cel mai jos punct din castel, sau cel puțin așa mi se pare mie, un spațiu drept, mai măricel. Fântâna să fi fost. Pe acolo n-am plimbat înainte pe zid, roata, așa, pac, 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 până în partea cealaltă. Ia scrie aici ce e, Plaza de Armas. Iată ce fain e și aici, cu copacii pe stânga-dreapta, umbrit acest trotuar. Și aici e capătul celălalt, acolo sus am fost fix la început, la steaguri, și aici cred că iarăși e un soi de fântână, presupun. Hai să coborâm, să mâncăm ceva. Hai. Să mânce ceva și gura noastră. Astea au fost cele două monumente pe care am apucat să le vedem acum. Jos am văzut palatul, după care am urcat frumos până aici în cetate. Intrarea a fost 5,50 € de persoană, nu mi s-a părut foarte scump, a fost foarte mișto și am văzut o mică parte din istoria acestui loc. Recomandăm cu drag pentru o plimbărică chill, așa, în liniște. Hai, mergem să mâncăm ceva acum. Am luat-o la pas pe străzile din centru, am găsit un restaurant pe TripAdvisor, unde o să mâncăm un burgerel bun, sper. Sper și să fie deschis și sper și să prindem locuri. Așa că hai să vedem. Iată aici, fix pe colțul străzii, Gloria Hoyos. Iată că ne-au venit hamburghesele. Fiecare și-a luat o hamburghesă cu carne de vită diferite, dar asemănătoare. E 9 euro un hamburger de ăsta, deci e preț decent. Mai ieftin decât la Hard Rock Cafe. Să vedem dacă e și la fel de bun sau nu. Foarte bun. Ăsta al meu e cu brânză de capră și se simte tare brânza de capră. E bună carnea, e ok. E un burger cinstit. No, și cum am zis, e aproape la jumătate de preț față de altele pe care le-am găsit, inclusiv Hard Rock Cafe, deci e ok. Gata, am terminat și cu mâncărica asta, foarte, foarte, foarte ok. Nu la fel de gustos cum e unul la Hard Rock Cafe, care mie îmi place foarte mult, dar la jumătate de preț, hey, adică, na, despre ce vorbim. 9 euro un burger și 2 euro o bere, un bar cu bere, deci a fost preț decent, mai mult decât ok. Mergem să-l conducem pe Rareș, pe ultimul drum de Malaga. Ultimul drum la Clapă! Are de luat un autobuz spre aeroport și sperăm să prind avionul, pentru că avionul are peste 2 ore și mai are vreo 50 de minute de mers până la aeroport. Încercăm să vedem! Să vedem! Să vedem cât timp înainte trebuie să fii prezent în aeroport pentru a prinde avionul. Exact. Îi ținem pumnii, dacă nu prinde, îi binevenit la noi o noapte până mâine. Sau în gară. Sau în gară, doar pe străzi. Dă-te în sărăcie. Pe plajă. Are chitară cu lopată. Ce tare. Drum bun, gata, l-am lăsat și pe Rareș, spre aeroport. Mergem acum să vizităm catedrala asta mare de aici, din Malaga. Aici e intrarea în catedrala din Malaga. Este o biserică romano-catolică. Construcția ei a fost începută în anul 1528. Ea a fost terminată în anul 1782 și are o înălțime de 84 de metri. Să vedem dacă putem să urcăm și în turn până în vârf. Și este în stil renascentist și pe exterior și pe interior. Hai să vedem cum e. Până acum, astea, majoritatea pe care le-am văzut era un stil gotic făcute. Iată cât e de înalt și aici și mare, wow! Deci în viața mea n-am văzut o orgă atât de mare, e dublă, jumătate pe partea asta și jumătate pe partea cealaltă, wow! Thank you.
și oamenii să cânte în cor. Sculptat din lemn masiv, așa pare. Și uite, asta e jumătate de orcă. Și pe partea asta l-ai de cealaltă jumătate. Și bineînțeles, și catedrala asta are muzeu. Să mergem să vedem rapid, ca să prindem și ultima urcare. Aici n-am voie să filmez, așa că am să mă opresc din filmat. Da, muzeul a fost unul super micuț, doar două camere cu câteva picturi, deci nu a fost la fel de mare ca alte muzee pe care le-am văzut la biserici. Acum am intrat iarăși în curtea interioară a bisericii și pe aici trebuie să o luăm spre roof. Încoace arăta. Aici ar fi oare urcarea în turn, posibil să fie aici și să revină la 5, mai avem 20 minute până la 5. Am șezut aici să ne odinim, chiar o idee înainte să urcăm. În ăsta mai sunt aproximativ 20 de minute până urcă următorul, respectiv ultimul ascensor, așa că... E cu ascensor? Sau nu știu dacă e cu ascensor, adevărul că nu, ba nu, cred că pe scări trebuie să urcăm. Este 5 și 7 minute și am început să urcăm în turn. O să avem de urcat niște trepte pe aici. Destul de multe, cred că ca în Valencia aproximativ, numai că deocamdată nu pare așa de strâmt. Sau? Nu, nu e la fel de strâmt și scările sunt mai comode un pic de urcat. Și aici e mai devreme, ceea ce înseamnă că o să vedem mai bine, mai frumos orașul. Fix la apus, față de cum am văzut în Valencia, unde deja a apus soarele și era cam întuneric peste tot. Am venit până pe partea de mai sus un pic a bisericii și mai trebuie să urcăm aici înăuntru. Nu știu ce e acolo. Hai să vedem. Deci ce e aici? Practic e biserica pe care am vizitat-o înainte. Iată-o. Se vede frumos. Deci aici e ca un fel de terasă a bisericii. Și imediat după balustrada asta, aici e curtea interioară unde am fost înainte. Nu știu dacă se vede. Și din câte îmi dau seama, suntem cam la jumătatea nivelului până sus. Și iată turnul. Suntem mai aproape de vârf. Deci e curtea interioară, de unde am început, de acolo. Mă intrăm iarăși undeva. Ah, trecem, nu intrăm. Ah, ăsta e un turn de ăla pe care l-am văzut din afară. Ce chestie. Uite, aici sunt vitralele alea pe care le-am văzut din biserică. Alea faine. Începem aici urcarea. Mamă, aici ai strâmt. Mamă, dar super înguste scările astea, iată. E fix cât să ne capă un picior. Două, poate. Am ieșit undeva, wow, sus. Ai că m-a rupt soarele. De acolo turnul. Turnul e în spatele meu și am ajuns sus pe o platformă. A, și se văd cupolele astea faine care se văd de, care se vedeau de fapt de sus. Ce-o crăpat. Ce interesant. Da, 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 da. Deci de aici se scurge apa prin crăpături și pe lângă crăpături și ajunge în șanțurile astea și astea le adună și pănuiesc că sunt niște ceatârne, scocuri de-astea, de tăție. Aici e palatul și mai sus e castelul pe care le-am vizitat deja astăzi. Ce fain se vede. Mergem mai departe pe acoperișul bisericii, catedralei. Nu știu până unde urcăm, așa că o să urcăm chiar până sus, dar oricum suntem suficient de sus. Uite, acum prindem, aproape că prindem apusul de soare peste Malaga. Zona asta e cumva intrarea principală a bisericii, aici am fost înainte, în piață, fix înainte să intrăm în biserică, pe aici am trecut. A, uite, că și aici ori trebuia să fie, ori urmează să fie un al doilea turn, vezi? Că ăsta e simetrică cu partea cealaltă, doar că aici turnul nu există. Continuăm aici pe acoperiș. Și aici e... portul din nou pe care l-am văzut din partea cealaltă, din palat respectiv castel. De aici se vede mai bine că aici lipsește turnul ăsta care ar fi trebuit să fie, presupun, similar sau identic cu celălalt.
dintre acoperișul și în continuare palatul și castelul. Acolo sus am fost azi. Iar în partea asta se vede portul. Acolo e La Farola. În partea asta cândva o să apună soarele. Și continuăm turul. Cred că facem rota. De acolo am pornit, am venit așa până aici. Și acum continuăm așa ca să terminăm turul acoperișului bisericii. Aici mai încolo un pic e primăria. Acolo este parcul ăla mare. Și atât a fost turul. Acum coborâm înapoi de unde am și pornit. Acum e acum să vedem. Coborârea asta a fost amețitoare. Adică am amețit. Gata, am ajuns pe coborârea asta mai domoală și mai lată, mai, nu știu, mai spațioasă. Deci n-am amețim așa rău. Avem loc suficient să nu ne rupem gâții. Gracias! Am terminat și cu catedrala din Malaga. A fost o experiență drăguță să vedem aproape de apus orașul de sus. Mai drăguț decât pe întuneric, parcă pe întuneric când nu vezi chiar nimic. Azi am fost tot pe înălțime, cum aș putea zice, așa e? Nu-mi place mie. Cum îmi place Gabrielei, da. Și îmi place mie foarte mult. Iată ce sus am fost acolo. Mi se pare foarte interesantă și clădirea asta. Era o capelă care arăta tot așa, ca asta. Aici este o fântână arteziană prin față și uite cât de mare e catedrala. Acolo sus am fost noi, uite, fix acolo. Strada asta e aia care e iluminată fain. Unde am trecut în urmă cu vreo 2-3 seri și erau toți adunați aici, toți. Iată ce e aici, și acum e o grămadă de lume, dar atunci seara nu puteai să treci nici să îi bați pe toți. Trecem acum un pod peste râul Guadalmedina de aici, din Malaga. Râul ăsta străbate Malaga, dar e atâtica acum. În mod normal ar trebui să fie mult mai lat. Probabil că în momentul în care vin ploile aici în sud, prin ianuarie-februarie, o să fie un pic mai mare, dar acum e cam secat. Am venit până la un mall, într-o plimbare, între timp s-a făcut seară, că aici avea un Primark. Am zis că îmi cumpăr încă o pereche de pantaloni de ăștia, pe care am luat în Valencia, dar n-am găsit. Și Gabriela așa ceva leggings lungi, dar nu a găsit decât 3 sferți, de care a căutat, așa că... Așa că am luat un cadou tatei. O crăvățucă mova. Iată ce faină e strada asta. Zicea Gabriela înainte că pare să fie ceața aici, dar uite ce-a făcut. Nenorocirea asta cu castanele. A umplut totul cu fum. Mamă! Ce-a făcut? Ai din capul meu! Ia, și dacă nu m-ați crezut că e multă lume, înainte când am trecut, că e multă lume seara, a, cât sus aici, iar s-au adunat toți. Sunt niște portocali care ne fac o... Cum se zice? O boltă. Care ne fac o boltă. Am ajuns înapoi aici la Amfiteatrul Roman, pe care n-am apucat să vizităm că a fost închis deasupra Alcazaba. Frumos luminat și aici ai un spectacol. Da, este aici un spectacol de sărbători. Colin de flamenco. Da, foarte interesant. Am stat un pic să ascultăm. Foarte diferit față de ce muzici mai avem noi. Ia, ce urlă. E foarte fain când cântă toți în cor. Gata, s-a terminat, am ajuns acasă. Asta a fost pe azi. Am început ziua cu vizita la Palatul Alcazaba, apoi am urcat până în cetatea Gibralfaro și într-un final am reușit să vizităm și catedrala de aici din Malaga, între care ne-am mai plimbat pe aici pe acolo. Cam asta a fost pentru vlogul de azi. Dacă ți-a plăcut, un like, un share, un subscribe și ne vedem cu următorul vlog. V-am salutat, pa, pa!